Castelul pe care l-ați construit a devenit istoric. Își are fantoma lui. Așa se nasc fantomele. Așa se întâmplă în familiile nobile. Ai ucis un om? Un om viu? Știu că de acolo din cer bărbatul meu mă privește cum îmi petrec viața aici pe pământ. Mi-ați luat nuda proprietatea tuturor bunurilor care mi aparțineau. Deoarece nu voiai să fii tatăl unor copii legitimi, nu era firesc ca fondul social să rămână în familie? Am scăzut salariile muncitorilor din fabricile noastre, angajând femei și copii care lucrează pe un preț de nimic. Toate astea sunt meritele mele. Eu o să mai rămân un pic viu în amintirea voastră, dar în ceea ce mă privește o să fiu mor de-a binelea. Bunicule, n-ai murit? Se întâmplă destul de rar să auzi clopotele la propria ta înmormântare. Victor, pentru dumneata e o catastrofă. Tatăl dumitale e încă în viață.